Salutare dragi traderi, și bine v-am regăsit! Sunt Mihai Park pentru cei care sunt pentru prima dată pe acest canal. Încep această analiză și acest plan de tranzacționare cu cele două anunțuri super rapide. Unul nu este un sfat de tranzacționare sau investiție. Doi, Întotdeauna țineți cont de partea de fundamental în momentul în care decideți să puneți un ordin în, pia în piață, deci să tranzacționați, deoarece fundamentalul este extrem de important și joacă un rol esențial în evoluția piețelor. Spun acest lucru pentru că eu fac repede, încerc să fiu cât se poate de scurt, și vă prezint doar partea tehnică a tranzacției um, și din acest motiv să nu se înțeleagă că țin cont doar de ce se vede pe uh, grafic și întotdeauna uh, mă uit pe calendarul economic și um, dau o, un grad destul de mare uh, datelor care vin de pe fundamental. Uh, iar m-am lungit. Haideți să revenim la grafic. Suntem pe euro-dolar. Timeframe-ul de o zi. Am trasat aici o linie de trend descendentă. Și spuneam în alte analize că am putea să considerăm această mișcare ca un impuls și aici am avut o corecție. O corecție care dacă am fi trasat o linie de trend corectivă și haideți să o trasăm împreună, ar fi fost ceva de genul acesta, și da? o să se vadă mai bine pe H4. Haideți să ne mutăm de pe acum pe H4. Deci, dacă acela ar fi fost un impuls și am fi avut o corecție, observăm că această linie de trend corectivă a fost răpunsă, testată, după care cu o mișcare destul de susținută. Prețul a creat chiar aici o convergență, ceea ce îmi spune că trendul descendent se va continua. Da, avem și o divergență ascunsă pe maxime, am putea considera în această zonă, pe maximele, atenție, histogramei MACD, așa că avem câteva argumente care să ne susțină o tranzacție de vânzare când aș intra într-o tranzacție de vânzare, bineînțeles, în momentul în care prețul urcă și dacă ne oferă argumente în plus, încă o divergență ascunsă pe maxim ar fi minunat sau poate că pe un time frame mai mic, pe H1, o divergență simplă pe maxime, deci Divergențe bearish sunt cele pe care eu le caut ca argumente în am susține uh, o intrare pe tranzacție de sel euro-dolar. Deci aștept să, ca prețul să crească, să corecteze după acest impuls descendent um, și um, aș putea să mai fac încă un lucru dacă tot uh, ne jucăm cu liniile de trend corective pe H1 de data aceasta trasez ceva fictiv, bineînțeles, ceva care încă nu există, să zic această linie de contratrend corectivă, da? Și pe străpungerea ei eu să deschid o tranzacție de vânzare. Acum, în funcție de tipul de trader care să zic obișnuit să fiți, fie anticipativ și atunci aveți un stop loss în această zonă, deci doriți ca această corecție să fie cât se poate de, de adâncă, fie sunteți un trader mai conservator și atunci, așa cum am arătat puțin mai devreme, așteptați străpungerea unei linii corective și atunci stop loss-ul ar fi într-o zona ultimului maxim care se va forma aici și de preferat dacă am avea și o linie de nivel Fibonacci care să ne mai adauge încă un mic argument pentru a intra într-o tranzacție de vânzare. Dacă am trasat Fibonacci pe această mișcare, să spunem că aici s-a terminat uh, cel puțin în zona 50, din zona 50, eu, eu aș fi mulțumit să corecteze cel puțin până în zona 50. Uh, această mișcare corectivă se poate termina și aici în 23 cu 6 și în 38 cu 2, după cum bine știți. Uh, cu cât vom avea un nivel Fibonacci mai ridicat din punctul meu de vedere cu atât este mai bine și avem o intrare mai potrivită pentru o tranzacție de vânzare. Când anulăm această tranzacție de vânzare din punctul meu de vedere aș avea nevoie ca acest maxim să fie depășit. Deci, peste nivelul 1.093, nu mă mai interesează o tranzacție de vânzare. E o zonă destul de gri până în 1.098 și a spune că și dacă. Și haideți cel mai bine să, să lucrăm cu niște linii cât se poate de. Um, exacte, la 1.09. Deci, din acest punct, uh, haide să facem aici o zonă de incertitudine. Deci, aceasta este o zonă incertă în care eu nu aș mai tranzacționa. Deci, sub 1.09, tranzacții de sell și în funcție de cum va evolu vor evolua lucrurile, tranzacții de cumpărare peste 1.09, 8. Cam atâta. Bun, până ne revedem cu o nouă analiză, urarea mea obișnuită tranzacții fericite și urmează un episod bombă la InBrain. Numai bine!